șoseaua București, ce gen de lucrări se efectuează acolo? E vorba de modernizarea a 4 treceri de pietoni. Trecerile de pietoni cu risc major, să zicem așa, cele cu bulină roșie. Lucrările au început în urmă cu 3 zile și în funcție de condițiile meteo sperăm noi să le finalizăm undeva în maximum între 2 și 3 săptămâni de zile începând din momentul de față. Lucrați cu forțe proprii? Nu lucrăm cu forțe proprii. Lucrarea va fi executată în colaborare cu o firmă locală care se ocupă de tot ce înseamnă partea electrică. Lucrăm și cu forțe proprii, dar lucrăm și în colaborare cu o firmă locală care asigură tot ce înseamnă partea de iluminat, confecție metalică, delimitarea zonei de trecere de pietoni. Se lucrează simultan în toate cele 4 locații sau pe rând? Nu. Se va lucra în maximum 2 locații, pentru că fiind și foarte apropiate, riscăm să transformăm noi zona într-o zonă cu risc. Îngreunează destul traficul și așa. Vor fi maximum 2 locații simultan. Și dacă e mai zoomit așa? Păi da! S-a optat pentru modelul de trecere de pieton cu scoar, acesta, după cum se observă aici, pe mijlocul arterei de circulație. Procedura utilizată... Am greșit. Unde? Că noi nu ne-am dat seama. Așa. Dar nu vreau să spun că... S-a calculat scoarul astfel încât să iasă, să nu se utilizeze nici foarte mult din spațiu și să iasă cât mai concentrat și condensat pe zona. Asta spunem. Și vorbește așa ca acum un pic mai tare că e pe ambianță. S-a optat pentru modelul de trecere de pieton cu scoar, după cum se observă, pe centrul arterei de circulație. Procedura utilizată... A urmărit o structură cât mai condensată, dimensiunile fiind calculate la maxim, astfel încât să nu utilizăm prea mult spațiu din zona aferentă. După cum se observă pe planșa aceasta, zona studiată... Nu-mi iese, domne. Ți se pare ție că nu-ți iese? Acum reluăm... Genul acesta de scoar s-a utilizat pentru pasarelă, unde avem artera de circulație, deci în lungul arterei de circulație, iar unde avem intersecție, s-a utilizat jumătate din scoar. S-a urmărit ghidarea pietonului prin aceste garduri, ca să zic așa. Interesul a fost de a orienta direcția pietonului, deci de a orienta privirea către sensul de mers pentru a se putea asigura exact și pentru a se urmând nu mă pot concentra. Eu că e obiectul ăsta, obiectivul. Am să știi că eu mi le tai așa și... Deci tipul acesta de trecere se utilizează în toate celelalte treceri de pietoni în afară de pasarele, deci Ierusalim, Acetilenei, zona Patibar, urmărindu-se obținerea unei simetrii. Deci se va poziționa acest tip de trecere simetric. Deci cu acest gen de trecere cu scoar, s-a încercat evitarea viitoarelor probleme de circulație, sperăm noi. Ok. Nu mai zic, nu mai zic. Nu mai trebuie să zici nimic. Sunt foarte multe chestii pe care zic, dar nu mă pot concentra și... Nu, de ce? Văd eu. Practic, omul când se antrenează în trecere, este ghidat de acest gard, da? Deci își întoarce sensul de privire către... Mașini, își orientează sensul de privire către sensul de circulație al autovehiculelor. Traversează, a ajuns pe scoar unde poposește, da? Și apoi schimbă sensul, deci ghidat de acest gard, schimbă sensul, iar în tot direcția... Către direcția de mers. Exact. S-a antrenat
și a ieșit. Și viceversa. Deci cam asta ar fi, asta ar fi ideea. Da, da. Da, da, să îi traverseze pe toți cei 17 odată. Nu, și are tendința când ajunge la jumătate, bă, a văzut că a trecut și îl forțează. Ori forțează. Da, bă, și bă... Așa măcar poposește, de ce? Uh-huh. Nu, și plus că va fi și mult mai bine iluminată. Iluminate vor trebui poate. Am zis, da, mi-a spus. Ana! Este brad adevărat, nu? Brad adevărat, adus de la oculul Silvii de la Gura Techii, mai precis din sub Carpații de Curbură. Nu, mai luăm o dată. Ok. Hai, m-am luat. Hai, zice doamna. Este brad adevărat? Da, acesta este un brad adevărat, pur. Este adus din sub Carpații de Curbură. Este din munții Buzăului. L-am achiziționat ieri în jurul orei 16, a costat 2500 de lei, iar aseară am ajuns în jurul orei 12:30, unde a fost depozitat la poliția locală. Temporar. Da, temporar, până când va fi plantat. Încă un brad, de încă un brad se vor bucura giurgiuvenii în cartierul Tineretului, da, nu? Acest brad care va fi plantat în cartierul Tineretului este donat de o familie din Giurgiu și va fi plantat după ce va fi plantat și acest brad. Bradul din imagine a fost tăiat ieri după amiază din ocolul Silvii Gura Tegiei din județul Buzău. Este unul dintre cei mai frumoși brazi pe care i-a întâlnit acolo directorul spațiilor verzi din Giurgiu, domnul Eugen Dumitru. Are o vârstă de aproximativ 20 de ani și o lungime de circa 15 metri. Este un brad de mare frumusețe, așa cum spun toți trecătorii aflați astăzi în parcul Mihai Viteasul, care îl admiră încă în acest autocamion, urmând ca în cel mai scurt timp să fie înălțat. De un alt brad sau un pom de Crăciun se vor bucura și locuitorii din cartierul Tineretului. De această dată însă, bradul este o donație din partea unei familii, din partea unei familii de giurgiuveni.
vom merge și vom continua campaniile noastre de informare la nivel de municipiu, de județ, iar prima campanie de informare după aceste două zile va fi în cadrul liceului economic. Stai! Bun. Vă spuneam că prima campanie de informare după aceste două zile va fi în cadrul liceului economic din municipiul Giurgiu. M-am bucurat foarte tare să avem prezenți astăzi copii, elevi de clasa a 12-a.